Sportul Municipal Râmnicu Vâlcea a fost cap de serie la atragerea la sorți a grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin după titlul cucerit în ultimul sezon în Liga Florilor, dar a nimerit în compania unor adversari foarte dificili. În schimb, CSM București, deținătoarea unui wild card, pare la prima vedere să aibă o grupă ceva mai accesibilă. În grupa A se vor întâlni Metz, Vipers, Kristiansand, Potravka și FTC Rail Cargo. În grupa B, Rostov pe Don, Esbjerg, MKS Perla Lubin și CSM București. Grupa C, SCM Râmnicu Vâlcea, Budușnost, Bietigheim și Brest Bretagne. Iar în grupa D, Gheor, Crim Ljubljana, Savehov și o echipă venită din calificări. Primele trei echipe din grupă se vor califica în grupele principale, în timp ce locul 4 va merge direct în grupele cupei EHF.